A fost aprins iluminatul festiv la grădina botanică Vasile Fati Jibou. Grădina își deschide porțile pentru vizitatori și pe parcursul sărbătorilor de iarnă. În această perioadă este un program extins de vizitare până la ora 20. A devenit o tradiție ca în fiecare an, pe perioada iernii, mii de luminițe să împresoare și să împodobească grădina botanică, aceasta fiind modalitatea prin care își așteaptă vizitatorii. Așa cum deja a devenit un obicei, să spunem, de câțiva ani, grădina botanică Vasile Fati din Jibou își deschide porțile și pe perioada sărbătorilor de iarnă și în mult mai târziu decât obișnuit, adică avem un program extins de vizitare până la ora 20 în această perioadă, iar de la ora 17 și tarifele de intrare sunt diferite, în sensul că se percepe doar un tarif cu preț redus pentru adulți și intrare gratuită pentru copii. Acest program a intrat în vigoare din data de 7 decembrie, când iluminatul festiv a fost pornit într-o ceremonie, mă rog, potrivită, a venit Moș Crăciun pentru copii și le-a adus cadouri, a fost chiar un eveniment deosebit, a fost concerte pe colinde a diferitelor grupuri din orașul Jibou și nu numai. Și chiar e o atmosferă de sărbătoare în grădina botanică și îi așteptăm pe toți cei care doresc să intre într-un. Potrivit directorului Centrului de Cercetări Biologice, Cosmin Sicora, în această perioadă grădina este împodobită cu simbolurile sărbătorilor de Crăciun. Sunt împodobiți brazii, tuiele și fântâna arteziană. De când există acest iluminat festiv de Crăciun, numărul vizitatorilor în luna decembrie a crescut considerabil. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow.